Dragii mei, suntem în portul Dafne, portul de intrare Sfântul Munte Athos. Și asta vă dați seama și după vapoarele astea care stau aici aliniate. Ia uitați-vă, iubiții mei, că am venit cu vaporul Axion Extim. Cuvine-se cu adevărat. Nume de vapor. Dacă mergem la băile Herculane, vom vedea trei hoteluri mari, emblemă din timpul comunismului, Afrodita, Diana și Minerva. Dar de ce, frate, să le dăm nume de zeități? De ce nu se puteau numi ca acestea? Ce scrie aici? Agiana, Sfânta Ana. De ce frumos! Uitați, aceștia sunt creștini ortodoxi care îl caută pe Dumnezeu zilnic. Uitați-vă câtă lume este aici și ce forfotă, pentru că toți așteaptă câte un microbus să-i ducă la mănăstirile în care vor fi cazați, în care vor fi primiți. Sigur că cu rezervare. Ia uitați-vă dumneavoastră ce forfotă e. Ce poate să fie aici în față? E vama aici. Aici este vama, dragii mei. Customs office, pentru că la ieșire din muntele Athos se verifică bagajele. Se verifică bagajele ca nu cumva vreun om. Era credință să fi luat ceva de aici, să scoată din Sfântul Munte. Iată poliția. Polițistul din muntele Athos. Ia uitați. Da, simplu polițist. Aici polițiștii. Ia așa spune Dumnezeu, nu te teme, turmă mică, lasă că Dumnezeu este cu noi. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați. Căci cu noi este Dumnezeu, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați. Căci cu noi este Dumnezeu, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Asta e tot român, precis. Plecăm cu Sfânta Ana, vaporul Sfânta Ana, la mănăstirea Sfântul Pavel. Vă mulțumim să trăiți drum bun și călătorie binecuvântată să aveți, domnule. Frumos, domnul Daniel. Da, domnul Daniel. Ana.